Să rămână, domnilor și domnișoarelor, bună ziua, domnilor, stați jos, vă rog, haideți să, în primul rând, aș vrea să-i salut pe cei care sunt alături de noi astăzi și au venit în, de la distanțe mai mari. Eșe și oborazul că se repnim, că suntem, o fi coit, vă mă, de alături, avem și mă ajuta ușarilor, ișeaiul de tine. Avem bucuria să-l avem prezent pe reprezentantul Ambasadei Poloniei, atașatul militar, domnul colonel Jerzy Jankowski. Örülünk, hogy a legyen nagykövetség katonai attaséja, Jankowski ezredes körünkben van. Pe secretarul preturii din Râșcani, cu care suntem împrățiți de la Chișinău, pe domnul Mihai Furculița. A Chișinăului Râșcani felület preitor stagának a titkárát, Furculițorulat. Pe reprezentanții orașului Nyírbátor, pe care îi salut, domnul Neymet, domnul Nabala, domnul Poliak și Matenyi Merit. A Nyírbátori testvérváros și küldöttséget, Németh Attila, Bola Erzsébet, Matenyi Merit és Kuják László. Și în ultimul rând, pe oameni dragi din Simeon. És nem utolsó sorban a somlői kedves ember. Ziua de astăzi, recepția de astăzi este una mai specială. Ez a mai fogadás, ez különleges, bizonyos szempontból. Pentru că este oarecum compusă din două părți. Mert két részből fog állni. După ce vom da cuvântul de salut celor pe care i-am auzit înainte, miután átadom a szót azoknak, akiket az előbb említettem. O să avem un moment foarte emoționat în care vom decerna titlul de cetățean de onoare unui om drag al orașului. Egy érzelmileg terített esemény fog majd lezajlani, ahol a tízpolgári címet adunk át. Egy szilárdsági lakos. Aș vrea să fac o completare. A fost o bucurie pentru noi să ne desfășurăm activitățile în aceste două zile, cu ocazia zilelor cetății Bátori. Örültünk annak, hogy a Bátori vár napját megünnepeltük az elmúlt napokban. Și o mică supărare, pentru că anul acesta sper că va fi singurul în care nu vom desfășura activitățile împreună cu asociația Bátori, care face lucrul acesta de foarte mulți ani. És egy kis hiányérzetem van, remélem, hogy ez az utolsó alkalom, amikor nem együtt, egy időben fogjuk a Bátorisztán alapítványon ünnepelni ezt az eseményt. Pur și simplu, asta s-a întâmplat în acest an, din cauza faptului că musafirii din Polonia, și salut pe domnul Barte, care a venit împreună cu trupele din cetate, n-au putut să vină la sfârșit de lună, nu există alt motiv. És egyetlen ok az idei rendezvénynek, hogy nincs együtt, az az, hogy a lengyel vendégeink egyszerűen nem tudtak a hónap végén szabad időpontot találni maguknak. Mulțumim dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Még egyszer megköszönöm, hogy itt vannak velünk. O să rog pe reprezentantul Ambasadei Poloniei să transmită mesajul domniei sale. És megkérem a lengyel nagykövetség katonai utasját, hogy szóljon hozzá néhány szót. The ladies and gentlemen, good morning. Domnilor și domnilor, bună dimineața. I promise that I will be not so long as the mayor in speaking. O să încerc să fiu cât se poate de scurt în această dimineață. But nevertheless, I need to tell that I'm very greatly honored and I'm very pleased that I had the chance to be here present in representing the ambassador of Poland in Bucharest. Și mă simt onorat că am putut fi în aceste zile la acest festival în Chișinău, Silvania, și în calitate de reprezentant al excelenței sale ambasadorul Poloniei în România. I wanted to underline, as close Stefan Batory is to Polish nation,
Aș vrea să subliniez cât de important și apropiat este Ștefan Bathory pentru poporul polonez. Probably you all are aware that he used to be our famous, most famous king. Cu toții știți ce a însemnat Ștefan Bathory pentru noi. El a fost regele nostru. Until now he is very well appreciated by all the Polish society in Congo. More than 200 years old, 500 years passed by since he was born in here in Simeon Silvanie. Este foarte apreciat de către poporul polonez, cu toate că au trecut 485 de ani de când s-a născut. Therefore, from my perspective, I invite you all so much, if you are by chance in Poland, to visit his grave in the cathedral on the Wawel Hill in Krakow. Și vă invit pe toți, dacă vă aflați în Polonia, să vizitați mormântul care se află în castelul Wawel din Cracovia. So we are well connected, Romania and Poland. So he was born in here, but now we keep him in Polonia. România și Polonia au o legătură strânsă și cu toate că trupul lui se află mormântat în Polonia. S-a născut aici, da, și s-a născut. And of course I'm also very glad that I can participate in today's event to commemorate one of the most distinguished citizens of this town. Și de asemenea mă bucur că pot să particip astăzi aici la primirea acestui titlu de cetățean de onoare. So from my side I wish you long life. O viață, o viață lungă din partea mea. Thank you so much. Mulțumim și să știți că am făcut deja primul pas, pentru că un autocar din Șimleu a vizitat mormântul lui Ștefan Bathory din Cracovia. Első lépéseket már megtettük, mivel egy turistabusz meglátogatta Krakóba Bathory Istvánnak. Mulțumim, rog pe domnul Mihai Furculiță de la Petura Sicăului Reșca să transmită mesajul. Mechirem Mihai Furculiță de la Sorodești Mihai Sorodești. Domnule primar, invitați și participanți, Italului și Ministerului. Pământul, istoria și limba, o Föld, o Történelem și a Nyelv, sunt cei trei stâlpi pe care se menține un neam. Az a három oszlop, ami egy nemzet. Uităm trecutul, pierdem viitorul. Nem tiszteljük a múltat, akkor elveszítjük a jövőt. Prin acest festival nu doar ați redat epoca medievală, ci ați trăit-o. Pentru ce și vă felicit. Ezzel a festivalon nem csak visszaadták a középkori hangulatot, hanem át is jöttük, amiért szeretnék gratulálni. Van már múlt csak. Îl rog pe domnul viceprimar din Irbator, pe domnul Neme Totilo, să transmită. Stimați domnule primar, domnule colonel, stimați oaspeți. S-a întâmplat anul ăsta, la această festivitate, orașele împărțite, Albert Irșo și Solomon să fie reprezentați de către delegația orașului Mirba. Ne-am organizat bine, întrucât ieri la Bathory Fest, primarul orașului Albert Irșo a salutat pe cei prezenți. Și vreau să vă asigur că pentru orașele înfrățite din Ungaria este foarte important această relație de prietenie, de frăție între localitățile din Ungaria și Ungaria.
oamenilor care au notul că este și un lucru de așa și ei sunt... Din partea noastră, aceste trei zile au o semnificație deosebită. Fiind coperul de violetă nieve, acolo au fost pe așteptă în micor problemă și lucrurile mai mari. Eu, ziua când a fost ales domnul primar, primarul orașului și meu, el a fost ales viceprimarul orașului Iena. Își pun pe Iena și vorbim acolo din și aveam exact atâția ani cât are dânsul acum și dați-mi voie că și acum să transmit pe lume cu ocazia zilei de naștere. Vă spun și eu când fie dragă ați eu vă spre așa că ești bine ghiși, mă zic că iar unii văd căzuri, țin din naștere, nu trebuie să te iei la tot cu o gărnă și rechim globului cu fiecare cum ești făcut și nu te-am numărul și ești. Deci de-aia am venit cu o delegație atât de numeroasă și cu doamna fostă primăriță, Ejică, care la fel 15 ani a lucrat ca și primarul orașului Iepatul, având reații strânse. O, iar în legătură de naștere în creștere pe apărată stătării și de nevivă, niște sunt cât mi-i decât, nu știu, când îi duci curată, de cuvă de naștere, nu știu, cuvă de naștere, urmă cu grupe. Actualul primar al orașului Iernator, din partea căruia vă salut, transmit salutările dânsului, este un om tânăr și a ajuns primar exact la vârsta care a ajuns primar al orașului și mea. Atunci mi-a spus să-i lași pilotorul șteștelor și capcelor din Curia Beirigden. Relația noastră de peste 20 de ani între cele două orașe în acest an. Mișa mi-a avut eu până rențele și capcelor din Curia Beirigden, că un mafio, să-i la ce mi-a dat la sucesul de a trebuie, la turmașul, că-i la așa, la așa, demonstrează că la aniversarea de 45 de ani de a declara a doua oară localitatea Iepatul ca și oraș, a fost prezent și la delegația și meu în Silvanie. Anii răiurile, cum mă gândesc, plăcheți, nu vă lăsă batului, mă cuprendeți, vin și așa de bine ne simțim aici, că peste două săptămâni va fi zilele patului organizat de Fundația Patului și ne-am propus să nu spunegem acasă. Noi un remit de un copon. Noi un să un pic lemnit, că ne-am chiar eu un remit de parmi de pic de zi. Deși ne place foarte tare să fim prezenți aici în Șambăr, dar sperăm că în viitor nu va trebui așteptat două săptămâni ca aceste două manifestații să fie în același timp. Mario Pismi, părintele Mario Șacor, se lași un lucru de a regla, voi este să își cuvia tot în toată Mario. Avem încredere în membrii comunității maghiare și autorității locale că pe viitor își vor depune eforturile ca aceste două evenimente să se desfășoare în același timp. În acest context vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc în continuare spațiilor. Vă mulțumim și să știți că ați spus bine că veți rămâne două săptămâni, mai să și faceți asta. Eu și noi venim cu mare drag întotdeauna la dumneavoastră și vom veni în continuare. Ești de noi să repetim. Domnilor și domnilor, trecem la a doua parte a întâlnirii de astăzi. Noi de aici și noi la antiriu că o mai însărină pe așa întreisire. Un moment mai emoționant în care Consiliul Local s-a a plecat cu mult respect în fața unui om care a avut ceva de spus în această viață. Ierzemile Fontuș, Eșemil, Ionis, Cădășii, Negăt,
Dobrian Bosu. Și dacă noi știm despre participarea domnului Bolog în cel de-al doilea război mondial din povestirile dânsului și a altor persoane, és mivel ismerjük a második világháborúban való részvételét a saját elbeszélése, valamint mások elbeszélése alapján. Cunoaștem pe profesorul Bolog ca un cu deosebită verticalitate și responsabilitate. Bolog tanárurat is úgy ismerjük, mint egy egyenes gerincű ember. La fel ca și dumneavoastră, și eu personal m-am întâlnit de multe ori cu dânsul și am apreciat întotdeauna responsabilitatea de care a dat dovadă. Önökhöz hasonlóan én is többször találkoztam Balogh tanárúval. Și chiar dădeam un mesaj în urmă cu 2 ani oamenilor care sunt mai comozi. És ezelőtt 2 évvel a kicsit kényelmesebb embereknek. Care fiecare se plâng peste tot, că, mă rog, nu sunt bine reprezentați în oraș, în țară sau în altă parte. Akik sokszor sírnak, hogy nincsenek képviselve a városban vagy az országban, vagy egyik helyen. Dar nu sunt să-și exprime dorința legitimă prin vot. De nem mennek el, hogy a törvény által biztosított jogot, szabadalmi jogot gyakorolják. În schimb, cu domnul Bolog mă întâlneam de fiecare dată, pentru că votăm la aceeași secție de votare. De Bolog úrral minden választáson találkoztunk, és ugyanabban a választó körzetben tartozunk. Mai mult, multe generații din orașul nostru au beneficiat de lumina pe care a dat-o dânsul ca profesor. Sőt, több generáció kapok abban a fényben, hogy tanárként a cifi nemzedéknek átadunk. Și din acest motiv, de-a lungul anilor, familia domniei sale, am cunoscut-o și pe soția dânsului, a fost o familie foarte respectată în oraș. Și ebből kifolyólag ismerném Balogh tanár úr feleségét is, egy olyan család képvisel, akit a városban nagy tiszteletre különben. Acestea au fost câteva dintre motivele pentru care Consiliul Local a aprobat în unanimitate acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Alexandru Bolog. Többek közt ezek voltak azok az okok, amiért a Szilágyi önkormányzat egyöntetű szavazattal megítélte Bolog Sándor tanár úrnak a város díszpolgára címet. Oszorok pe kollega mea să citească laudáció. Megkérem a kollégámat, hogy a laudációt olvassa fel. Bine ziua, cu permisiunea dumneavoastră, câteva cuvinte despre domnul Bolog Alexandru. S-a născut la data de 14 decembrie 1927 în localitatea Felicei, județul Sălaj. A absolvit cursurile școlii primare de stat, după care a început studiile medii la Liceul Simion Băzuțu din Șirovul Silvaniei, continuând la Liceul cu limba de predare maghiară. În perioada 1 octombrie 1942-1 august 1945 a efectuat serviciul militar, iar în perioada 26 martie 1945 1 mai 1945 a luptat pe front. Începând cu data de 2 mai 1945 până în data de 31 iulie în același an, a fost prizonier de război în Austria. După eliberare, în data de 13 august 1945, s-a întors acasă la Șineul Silvaniei. În anul 1946, s-a înscris la Facultatea de Drept și Științe Economice din cadrul Universității Voiei din Cluj-Napoca, susținând examenul de stat în anul 1950. S-a căsătorit cu Fodor Elena, decedat în anul 2015. Împreună s-au bucurat de cele 3 fiice: Maria Magdalena, decedată și dânsa în anul 2016, Ilona și Imola. Are 6 nepoți și 3 strănepoți.
Până în anul 1952 a fost profesor la fosta școală tehnică de administrație economică, iar începând cu anul școlar 1952-1953, până în anul 1966 a predat la școala profesională din Șindeu, Silvaniei. În anul 1966 a fost transferat la Liceul Agricol, unde a predat disciplina de profil economic până în anul 1988, când s-a pensionat. În cursul activității la catedră a elaborat monografia social-economică, localitatea Ciucea, județul Cluj, metodica predării statisticii teoretice și metodica predării disciplinei organizarea întreprinderilor agricole. A fost membru fondator și primul președinte al Fundației Bátori István. Începând cu anul 1996 până în prezent, este vicepreședintele subfiliale veteranilor de război din zona Șindeu Silvaniei. În cursul anilor a fost distins cu următoarele ordine și medalii. Ordinul Șorcani Foc, gradația de aur, diploma de onoare Silagi Șolt-Modorov și medalia Esuș Deopar, acordată de Asociația Cadrelor Didactice Maghiare din România. În cei mai trei ani de dictatură a fost marginalizat. Evacuat abuziv din locuința sa, care ulterior a fost naționalizat. Cu toate acestea, dânsul s-a bucurat de o apreciere pozitivă din partea superiorilor săi direcți, de respect și de stimă din partea colegilor și elevilor. Mulțumesc! Cea mai importantă distinție, credem noi, că este aceea care o, dânsul o va primi acum. Pentru că această onoare de a fi cetățean de onoare, onoare de a fi cetățean de onoare a unui oraș, nu cred că poate fi egal atât de altfel. Nem hiszem, hogy utolérhető. Deci, pentru merite deosebite obținute de-a lungul timpului și pentru contribuția și eroismul de care a dat dovadă, apărându-și cu devotament și dăruire țara, toate acestea îi inobilează ființa umană și îi conferă înmânarea titlului de cetățean de onoare. Mulțumim foarte mult! Să fii sănătos! Atât pentru propunerea Fundației Bátori, cât și pentru aprobarea dumneavoastră de a fi membru și bineînțeles și în mod sigur știu că și dumneavoastră tot așa credeți, pentru că altfel n-ar fi această diplomă pe masa noastră, vă aduce mulțumiri. Ce ar putea să fie cel mai mare dar pentru tatăl nostru, așa cum a zis domnul primar, ca să fie membru de onoare, deci cetățean
de onoare al acestui oraș. Să știți că tata a iubit foarte mult acest oraș și, într-adevăr, dumneavoastră ați spus în cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat toate calitățile dânsului. Dar noi, din partea familiei, trebuie să spunem că și noi suntem, și noi dăm harul lui Dumnezeu în fiecare zi că am avut astfel de părinți, că și pentru noi este acest lucru un foarte mare dar, pentru că ceea ce este dar pentru tata este dar și pentru noi. Cred că un alt dar foarte frumos din partea dumneavoastră o să fie că, într-adevăr, cele două zile se vor apropia și o să fie în aceeași zi sărbătorirea zilelor Bacurii. Eu, dacă îmi permiteți, spun și mama iar aceste cuvinte. Vă mulțumesc. Dar că sunt maestră de telefonă, nu știu că o teștie varușă, până că delegațiui, maestră de teștie, sunt supărată încă, o baturi și la nălopit vain tu loci mettető javaslatot, erre a szinte polgármesterünk és az egész önkormányzati elfogadta ezt a javaslatot, és hát akik időt szakítottak arra, hogy ma velünk ünnepeljenek. Édesapámról mindent elmondtak, ami szép és jó. Mi, mivel a család vagyunk itt jelen, el kell mondjuk még önöknek azt, hogy egy különleges emberrel áldott meg minket, ember párral áldott meg minket az Isten, édesanyánk és édesapánkat adva mellénk, aki egy egész életre útra valót adott nekünk. Emberi tartásságban, becsületben, haza iránti szeretetben. Nagy ajándék ez számára, hogy a város díszpolgára lehet, nekünk is nagy ajándék, hisz ami neki ajándék, az nekünk is ajándék. És a másik nagy ajándék az, amit most a polgármester úr elmondott, hogy a két bátori napból egy bátori nap lesz, hisz ő, mint alapító elnöke, mindig a testvériségnek, és mindig az egyenjogúságnak volt az embere, és úgy is viselkedett, úgy is cselekedett, és azt is oktatta. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak jelen, és kívánok mindenkinek minden jót. Vă mulțumesc! Se pare că aș chiar nu s-are departe de copac. Domnul profesor Berec și-a exprimat dorința să vorbească, să spună câteva cuvinte în calitate și de prieten și de fost coleg despre domnul Baulu. Vă rog. Concluzion, nu foarte pe scurt, o viață de om, dăruind comunității din care a făcut parte și face parte spre bucuria noastră domnul profesor Baulu. Eu am auzit prima dată de numele dânsului și a soției când am primit repartiția la Șimleu, fostul meu director de liceu, domnul Fodor Ferenț, care este cumnatul dânsului, când ne-am spus că am primit repartiția la Șimleu, Silvanie, unde eu n-am fost cumnat niciodată, mi-a spus că a nimerit la un moment un loc foarte bun, fiind și orașul unde s-a născut domnul fostul meu director Fodor Ferenț, el fiind și roman, pentru faptul că acolo vei găsi școli de calitate, vei găsi dascări, profesori care își iubesc meseria. Unul dintre acești dascări este domnul profesor Paul Șandor, de care v-am spus că am auzit în 1973 și pe urmă cele auzite s-au confirmat. A făcut parte dintr-un corp profesoral care a dus faimă liceului agricol, pe vremuri fiind o școală unde veneau foarte mulți copii, nu numai din Sălași, ci și din celelalte județe ale țării. A fost un dascăr, un profesor de stil vechi, în ghilimele, pentru că a fost
totdeauna exigent cu copiii. A dat o atenție deosebită nu numai procesului instructiv, dar și părții educative a învățământului, contribuind la creșterea miilor de elevi pe care le-a mântul anilor avut în grijă. Vreau să vă spun încă un lucru care n-a fost amintit aici, și când a fost deja pensionat și destul de mult timp, Colegiul Național Simeon Bărânțu a avut nevoie de un profesor de specialitate și în anii 90, nefiind cadre didactice calificate, însuși s-au oferit fără niciun problem, a venit și a mai predat la o vârstă respectabilă. Noi ne bucurăm că Consiliul Local, conducerea orașului și Mireu Silvanie, în continuare, nu-și uită de astfel, și Mireu fiind orașul școlilor, acum nu de mult, alți doi colegi de ai mei au fost distinși cu această distinție, ceea ce înseamnă că slujitorii învățământului românesc din Șibreu sunt în continuare apreciați de Consiliul Local și de conducerea orașului. Râidem, nu se pogoau egy emberivet, egy közösség szolgálatába. Való Sándor tanárról, Sanyi bácsiról megengedik, én így szólítom már mindjárt fél évszázadot. 73-ban, amikor ide kerültem, a volt iskolaigazgató Fodor Ferenc, aki véletlenül pont súgóra Sanyi bácsinak, mikor megmondtam neki, hogy Szilássanyúra helyeztek, akkor azt mondta, hogy jó helyre kerülsz, az egy iskolaváros, ott olyan tanárokat, olyan kollégákat fogsz találni, akitől sokat lehet tanulni. Amit Fodor Ferenc akkor mondott, az évek hosszú során már számomra beigazolódott, és nem csak számomra, hisz valóban Balogh tanár úr jelképe ennek a közösségnek, a városnak, a magyar közösségnek és tanári közösségnek, akik ebben a városban dolgoztak hosszú éven keresztül. Régi típusú tanár úr idézőjelben. Igényes ember, ugyanakkor ez már nagy szeretettel foglalkozott a szoktató nevelői munkával, nem csak az oktatást tekintve, ahol még egyszer hangsúlyozom, nagyon igényesen és sokat követel a diákoktól tanított, de a nevelte is őket ugyanakkor. Egy dolgot még megemlítenék, azon kívül, mint hallottuk, hogy a Báthori Alapítványnak első elnöke volt, 90-es években a mai főgimnáziumban szükség volt szaktanára, könyvelést, mint hallottuk, statisztikát és egyéb szaktárgyakat tanított, nem volt képzett pedagógus, és Sanyi bácsi úgymond visszahívtuk, megkértük, hogy tanárhiány lévén tanítsa a fiatal generációt, és mivel pedig elég régen nyugdíjas volt már, de szó nélkül vállalta, és amíg szükség volt rá, addig tanította és oktatta a fiatal generációra. Én nagyon örülök neki, hogy és köszönöm a sorsnak, hogy kollégája lehettem Sanyi bácsinak, bár nem egy iskolában tanítottunk, de ismertük egymást, és amikor találkoztunk, mindig volt egy kedves szava fiatal kollégáknak, és megpróbálta őket igazgatni egy igényes és egy modern tanügy megteremtéséhez. Amit még ki szeretnék emelni, Szilágysom jó iskola város lévén köszönettel tartozunk az önkormányzatnak és a város vezetésének, hogy nem felejtette a pedagógusokat.
Nem olyan régen, egy-két héttel ezelőtt másik két tagártársam is díszpolgárá vált Szilágysonyon, ami azt jelenti, hogy a város vezetősége továbbra is első helyen, vagy kiemelt helyen foglalkozik a tanügyel, és reméljük, hogy ezután is így van. Sanyi bácsi, kívánok még hosszú életet, sok évet, hogy tudj örülni ennek a kitüntetésnek, és jó egészséget. Köszönöm szépen! Pentru că ținem un pahar de șampanie în cinstea acestui eveniment, o să vă rog să mă ajutați puțin și la celălalt. Alo, Ștefan?